În cazul în care am bătut pe casă un produs greșit sau un preț greșit, pentru a-l anula, procedura este următoarea. Începem să batem câteva produse. Avem cantitate, ori, preț. Selectăm 89, a doua 200 de grame. 2 ori 70 de lei, preț 99, adirea de lămâie, 140 de lei. 4 ori 45, preț 66, Acio Castro. Să spunem că adria de lămâie ar vrea să-l anulăm. Navigăm de la cele două săgeți de pe casa de marcat până ajungem la adria de lămâie. În momentul când am ajuns la adria de lămâie, la produsul pe care vrem să-l anulăm, apăsăm tasta Anulare corecție. Și avem suma cu minus. Ieșim cu tasta C. Apăsăm subtotalul și totalul. Iar pe bonul fiscal o să avem toate produsele, iar adria de lămâie îl avem cu minus.